Seara aceasta aveți o seară de rugăciune, de obicei, și de aceea o să vorbesc despre o tematică de rugăciune. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi în Luca, capitolul 18, și vom citi primele 8 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1013. Evanghelia după Luca, capitolul 18, începem citirea cu versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auzi ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Tematica rugăciunii este o tematică foarte importantă și biserica care pierde sensul rugăciunii și pasiunea rugăciunii pierde puterea pe care Dumnezeu le dă pentru toate celelalte slujbe. Biserica care învață să se roage și să învață să lupte în rugăciune este o biserică care are viitor, care are convertiri, care are umpleri cu Duhul Sfânt și daruri spirituale. Că în urma stăruinței în rugăciune, Dumnezeu onorează timpul acolgat, pasiunea și determinarea oamenilor. Domnul Iisus Hristos vine în fața ucenicilor săi și astăzi în fața noastră și vine și ne spune că noi trebuie să ne rugăm. Evanghelistul Matei vine și spune în Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 6, următoarele lucruri. Și foarte bine de subliniat lucrul acesta pentru foarte mulți frați și surori. Ci tu când te rogi, și foarte important de subliniat, nu dacă te rogi, ci când te rogi. Pentru că foarte mulți dintre noi spunem, domnule, dacă ne rugăm, trebuie să avem o anumită ținută spirituală. Nu, nu. Biblia nu spune dacă tu te rogi, când ai chef, când vrei. Nu, ci când te rogi. Asta presupune disciplină. Asta presupune că tu îți faci orar de rugăciune. Asta presupune că tu ai momente de devoțiune cu Dumnezeu și te rogi. De aceea trebuie, spunea Domnul Iisus, să te rogi. Și folosește imaginea aceasta. Într-o cetate era un judecător care n-avea niciun fel de autoritate. De Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se rușina, ca atare n-avea nicio pârghie. Nicio pârghie la el ca să-l obligi să-și împlinească mandatul pe care l-avea de judecător, să facă dreptate. Să spună celui nedrept că e nedrept și să-l pedepsească și să spună celui care a fost abuzat sau nedreptățit că are dreptate și să-i facă dreptate din punct de vedere legal. Nu. El de Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se rușina și nu altă personalitate a obștei, nu un patron, nu primarul, vine la el să-i spună. Nu. Tocmai o femeie care n-are nicio pârghie, absolut nimic. Văduvă. Pe vremea aceea, văduvele erau trecute cu vederea. Câtă vreme trăia soțul unei evreice din timpul respectiv, femeia avea valoare prin soțul ei. În momentul în care soțul ei murea, de obicei, văduvele erau trecute cu vederea. O să vedeți și în biserica primară, tot așa se întâmplă situații de genul acesta, pentru că era o obișnuință a vremii, o normalitate a timpului. De aceea, Domnul în Vechiul Testament și în Noul Testament se ocupă în mod special cu drepturile văduvei. De-aia el vine și spune că el este apărătorul văduvei și tatăl orfanului. El vine și își asumă lucrul acesta transmițând celorlalți că atunci când se apucă să taie din dreptul văduvei, el are treabă cu apărătorul lor. Și ar trebui să gândească la aspectul acesta. Dar, dincolo de aspectul acesta, văduvele au continuat să fie, din punctul acesta, nedreptățite. Și iată aici o văduvă care i se făcuse o nedreptate cu cineva, cu părâșul ei. Și văduva aceasta n-avea nicio pârghie. Bun, nu putea spera ca judecătorul ăsta să aplice legea cum trebuie.
N-avea nicio autoritate. De Dumnezeu nu se temea să gândească că într-o zi mă va pedepsi Dumnezeu. N-avea nicio treabă. De oameni nu se rușina. N-avea pe cine strimite la el. Du-te, domnule, dumneatale și vorbește cu el. N-avea nicio treabă el. Nici nu discuta. Îl întreba ce vrei. Vitează de la mine. N-am nevoie de sfaturile cuiva. N-am eu nicio pârghie să te iei de mine. Și atunci văduva găsește singurul drum ca să-l forțeze pe omul ăsta să facă dreptate. Și singura formă, tocmai Domnul o sublinează, și anume, femeia asta venea cu problema ei la judecător. Și nu a venit așa, știți, domnul judecător, eu am o problemă cu părâșul meu, dumneavoastră sunteți un om pregătit, un om din punct de vedere legal, care știți ce trebuie de fapt, lăs problema asta, vă rog foarte frumos rezolvați în problema. Și să ducă bucuroasă acasă, că prin credință i-o dat judecătorului ce are de făcut și el de acum numai asta face. Nu. Nu. Femeia aceasta, a doua zi, a venit cu aceeași rugăciune la judecător. A treia zi, a venit cu aceeași cerere la judecător. A patra zi, a venit cu aceeași cerere la judecător. Și judecătorul, după un anumit timp, a trebuit să constate că dacă femeia asta trăiește mai mult în fiecare zi, ea se obișnuiește deja. Și probabil se gândea și el, și dacă îi fac dreptate, s-a putea ia fiind că s-a făcut un obicei tot vii la mine. Și la un moment dat ăsta zice în felul următor, cu toate că n-am nicio autoritate, nu mă tem de nimeni, nicio pârghie nu există să mă forțeze pe mine să fac ceva. Totuși femeia asta are singura pârghie cu care mă forțează să fac ce trebuie. Pentru că tot vine și îmi bate capul continuu, am să-i fac dreptate, nu mai văd pe aici. Și atunci Domnul ia imaginea asta, și o plasează în dreptul, foarte interesant, în dreptul lui Dumnezeu, care întârzie să ne rezolve anumite probleme, întârzie în anumite probleme să asculte rugăciunea noastră, să spunem noi. De el vine și spune, vedeți ce zice judecătorul nedrept, cu atât mai mult nu va face dreptate Dumnezeu aleșilor lui care strigă zi și noapte și apoi leagă un aspect de care ar trebui să ținem cont. Dar când va veni Fiul omului, va găsi credință? Dar de ce leagă credința de rugăciune, de stăruință? De ce? Pentru că prin asta se verifică credința noastră. Iubiții mei, dați-mi voi să vă vorbesc câteva lucruri despre rugăciune. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez aici este necesitatea rugăciunii. Trebuie să te rogi. Noi nu-L putem contacta pe Dumnezeu altfel. Lui Dumnezeu nu-i poți scrie scrisori, lui Dumnezeu nu-i poți trimite SMS-uri, mesaje, ci pe Dumnezeu îl poți contacta și El se lasă contactat de tine și de mine doar prin rugăciune. De aceea suntem provocați să ne rugăm lui Dumnezeu. De aceea suntem provocați să verbalizăm dorințele noastre. De aceea suntem chemați să expunem nevoile noastre, mulțumirile noastre, eșecurile noastre, stările noastre în fața celui ce ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. Dar singurul mod în care putem să o facem efectiv este doar rugăciunea. De aceea suntem îndemnați în mod constant să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm. Aș vrea să vă spun, frații mei, că rugăciunea nu este o problemă nativă, naturală. De obicei, noi ne rugăm când avem năcazuri, atunci parcă am vrea să ne rugăm, parcă ne împing năcazurile, dar în mod special, așa, nu prea avem starea asta de lucruri. De ce? Pentru că, cum se vorbea bine la timpul de rugăciune, noi nu avem tendința de a fi smeriți. Căutăm orice lucru, să-l băgăm sub tălpi, să ne dăm puțin mari. Așa, orice lucru. Dacă nu zona, dacă măcar pregătirea, dacă nu pregătirea, măcar neamul, dacă nu neamul, măcar vechimea în pocăință, dacă nu vechimea în pocăință, măcar vocea frumoasă pe care o dar ceva căutăm noi să băgăm acolo sub tâmp, să ne dăm puțin mare așa. Ori Dumnezeu binecuvintează doar oamenii smeriți, oamenii care se smeresc. Și rugăciunea este o formă de smerire. Spunea cineva, rugăciune înseamnă să vii într-un loc și fără prea multe cuvinte pompoase să te pleci pe genunchi, să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Și ăla nu ești tu. Că de obicei ai impresia că tu ești. Da, prin meseria ta, prin cântarea ta, prin vocea ta, prin studiile tale, prin vechimea ta în pocăință, ești deja un Dumnezeu pe tronul vieții tale.
Și când tu te așezi pe tronul vieții tale, când auzi de rugăciune, nu ai chef, te doare capul, ești obosit. Pentru că tu stai pe tronul vieții tale și îți spune cineva, smerește-te, închină-te celui ce merită. Păi da, abia m-am pus pe tron. Cât de bun sunt eu, cât de grozav eu. Cum adică eu să mă dau de pe tron și să recunosc că altcineva e Dumnezeu? De-aia nu iubim rugăciunea. De-aia nu iubim. Spune Sfânta Scriptură și permiteți-mi să citim pasajul acesta biblic din Ieremia, capitolul 36, cu versetul 7. Unde Dumnezeu, prin profetul Ieremia, spune următoarele lucruri. 36 cu verset, poate că se vor smeni cu rugăciuni înaintea Domnului. Domnul avea o speranță că evreii poate se vor smeri cu rugăciuni. Pentru că rugăciunea te smerește, te face să fii smerit. De aceea multora dintre noi avem o reacție alergică la rugăciune. De aceea. De aceea mulți bărbați cărora le place să stea pe tronul vieții lor, când e vorba de rugăciune, nu le place rugăciune. Nu le place când se dezvoltă un cer de rugăciune, când e un timp de rugăciune. Nu le place să meargă acolo. Trimite nevestele, copiii, dacă sunt lucrări din partea Domnului, le ascultă pe toate, dar nu se duc ei. Nu se duc. De ce? Pentru că le este greu să se smerească. Ori rugăciunea tocmai asta este. Un om care participă la rugăciune, un om care e învățat să se închine, recunoaște că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu este el. Și în momentul ăla e pe o poziție bună. Omul ăla se poate ruga. Omul ăla poate sta înaintea lui Dumnezeu. De aceea v-aș ruga tare mult, verificați aspectul ăsta, că noi trebuie să ne rugăm. Oamenii care nu se roagă ajung aroganți. Oamenii care nu se roagă ajung mândri. Oamenii ajung îmbătați de realizările lor, câteodată imaginare. Dar toate astea se produc pentru că nu se roagă, nu fac o evaluare sinceră în fața celui în fața care stau pe rugăciune. Vă spuneam că rugăciunea nu e ceva nativ, nu e ceva în care să spui cineva de moment dat, dom'le, am vrut să plec spre biserică, m-am pus pe genunchi în casă și dintr-o dată am intrat într-o contemplare că nu m-am mai trezit 3 ore din bucuria aceea. Dacă se întâmplă, se întâmplă foarte rar. Foarte rar se întâmplă asta. Dar de obicei, rugăciunea este o luptă. Este o luptă. De obicei, nu prea vrei să te rogi. De obicei, rugăciunea e scurtuță. Și de aceea, a te ruga presupune luptă. Apostolul Pavel le spunea unei biserici ca să-l ajute în luptă, în rugăciune, pentru anumite cauze, pentru că este într-adevăr o luptă. Și de aceea noi trebuie să ne rugăm conform învățăturii Domnului Iisus Hristos. E foarte important de știut asta. Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, ocupat abuziv de diavolul, m-aș fi așteptat, așa cum poate v-am spus și altă dată, ca Tatăl să-i fi dat un sistem de emisie recepție să vorbească numai ei doi. De ce? Pentru că amândoi erau coi egali, coi etern, din aceeași natură și esență. Și când Fiul a acceptat să vină în lumea noastră, s-a evitat un sistem așa în care Fiul să spună, Tată, am o problemă. Și Tatăl să-i fi spus, uite, rezolv-o așa, 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 așa. Dar evangheliștii sublinează foarte des că Fiul în lumea asta, ocupată de cel rău, cu politica, cu finanțele, cu tot ce este în lumea asta, se retrăgea în locuri pustii și se ruga. N-avea un alt sistem ca să intre în legătură cu Tatăl decât rugăciunea. Ori, stimații mei, dacă Fiului nu i s-a dat altceva și Dumnezeu mă onorează și același sistem de comunicare mi-l dă și mie, de ce să nu-l folosesc? E la îndemâna mea. Îl am aici și el îmi promite, eu te ascult, numai roagă-te. De obicei, Dumnezeu nu ascultă rugăciunile făcute, ci numai cele făcute. Pentru că El este drept și e foarte important de știut lucrul acesta. Trebuie să avem grijă că trebuie să ne rugăm tocmai pentru că lucrul acesta, frații mei, ne pune în legătură cu Dumnezeu. Și Dumnezeu e gata să ne asculte dacă noi ne rugăm, dacă rugăciunea lipsește. Să nu vă așteptați să aveți un răspuns.
sunt foarte mulți frați care spune că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Și ca atare spun, dar atunci pentru ce să mă mai rog? Înainte ca să-i cereți? Dar nu e scut de cererea, frații mei. Foarte mulți dintre noi spunem, bă, dacă tata știe, ziceam, stăviți să fie domn, că știe, o să-mi dea când trebuie, cred el, de ce se mai mă rog? Nu. Cu alte cuvinte, tata știe că îți trebuie o mașină mai bună. Dar nu ți-o dă până nu o șer. El o are pregătită, e undeva. Știi, tata, că îți trebuie un job mai bun. Știi, tata, de nevoile tale. Te citești mai bine decât te citești tu. Știi de asta. Ce ai tu nevoie? Dar tata așteaptă ca lucrul acela să-l spui, să-l verbalizezi prin rugăciune, să-l ceri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. E foarte important de știut lucrul acesta și de cunoscut starea aceasta. Primul lucru pe care am vrut să-l subliniez cât am putut este că Domnul Iisus spune că trebuie să se roage. Este o necesitate rugăciunea și credinciosul trebuie să se învețe să se roage. Există rugăciuni cele mai frumoase, când Duhul Sfânt coboară și ți-o plăcere să te rogi, frață să roagă lângă tine. Dar există rugăciuni în care le duci așa în spate și există rugăciuni când efectiv te lupți, simți o luptă împotriva ta, simți că tu te lupți împotriva, că tu n-ai vrea să te auzi și în momentul ăla rugăciunea trebuie să continuă, Doamne ajută! Pentru că trebuie să te rogi. Nu se poate ruga altcineva în locul tău, tu trebuie să o faci. Primul aspect este trebuie să te rogi, al doilea aspect este nu ți se dă dacă nu șeri. Văduva a știut asta. Și a venit și tot cerea la judecător același lucru. S-a concentrat, s-a focalizat pe problema ei. Multe greșeli pe care le facem noi în rugăciune este că de obicei suntem împrăștiați în rugăciune. Ne rugăm pentru tot, pentru misionari, pentru cutare, pentru unul, pentru altul. Și la un moment dat Dumnezeu s-ar putea să asculte rugăciunea de aia, dar noi nu putem să spunem mulțumesc frumos la ceva la care nici nu ne-am concentrat. Sunt multe răspunsuri ale Dumnezeu la rugăciunile noastre pe care le facem difuzi așa, dar noi nu spunem mulțumesc frumos. De ce? Că nu știm, nici nu cunoaștem. Păi s-a schimbat ceva, păi câteodată ne luminează altcineva și spune, băi, tu parcă te-am auzit cândva că te-ai rugat pentru lucrurile astea, tu ai observat cât s-a dat? Băi, să știi că e adevărat, n-am observat. Dar de ce? Pentru că nu te-ai focalizat pe problema pe care o avea văduva. Văduva nu a venit acolo, Doamne, îmi trebuie și butelii la gaz, și știi că eu am nevoie și de gaz metan, domnul judecător. Și domnul judecător, eu mai am un verișor de-a meu care ar avea nevoie de o bucată de pământ, dacă îi puteți găsi dumneavoastră undeva sau cu tare. Nu, ea avea o singură problemă. Fă-mi dreptate în cearta cu părășul meu. S-a focalizat pe lucrul acesta. Știți că sunt comunități de frați care se roagă comun și apoi se roagă pe rând pe un singur subiect? De exemplu, eu am copilul meu care a plecat de acasă. E o urgență pentru mine. Dar biserica respectivă stă lângă mine, se ridică în picioare, ne rugăm toți, după care câțiva frați, câțiva surori, se roagă specific. Doamne, îl cunosc pe copilul ăsta. Copilul ăsta a crescut în familie de credincioși. Așa, te rog acolo unde este, cercetează-l, Doamne, luminează-l, Doamne, fă în așa fel încât el să poată veni înapoi în casă, păzește-l de orice duc, termină ăsta, începe o soră. Dar pe aceeași problemă, pe același subiect, pe aceeași direcție. Și la un moment dat, după un anumit timp, îl vedem pe băiatul meu venind înapoi la adunare, a plecat cu niște colegi de școală, dar au venit înapoi. Toată biserica spune, mărit să fie Domnul, e o rugăciune ascultată. Pentru că te-ai focalizat pe ea, pentru că stai pe ea acolo. De-aia e important. Uitați-vă la Domnul Iisus, face 3 rugăciuni în grădina Ghețismani. În câte din ele se roagă acolo pentru Petru? Sau pentru Ioan? Spune, Tată, depărtează de la mine paharul acesta, dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. A doua, când o face, cum arată rugăciunea a doua? Că de 3 ori s-a rugat același lucru cu aceleași cuvinte. S-a focalizat? De aceea Scriptura vine și spune în Evrei, aruncând rugăciuni cu strigete mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat. S-a focalizat pe rugăciunea respectivă.
De aceea e important pentru noi, în primul rând, la sistemul acesta al cererii, focalizează-te, gândește-te la ce te rogi. De obicei avem rugăciuni generale. Ne rugăm și pentru misionarii noștri, ne rugăm și pentru copiii noștri, ne rugăm și pentru neamurile noastre, ne rugăm și pentru vreme, ne rugăm și pentru așa, și dacă Dumnezeu are în vedere să ne vindici cumva, așa, dacă Dumnezeu, toate le punem acum, amalgamul acela, după care stăm să vedem, dar nu prea văd eu că Dumnezeu, așa. Și o să vedeți că foarte mulți dintre noi suntem dezamăgiți așa de rugăciune, nici nu vedem sensul. Pe lângă noi, Dumnezeu împlinește anumite rugăciuni de ale noastre, dar efectiv nu avem timp și nici acea dexteritate să observăm ce anume. Cam țintit ca lunetistul, punct ochit, punct lovit. N-am avut lucrul acesta. Ori a cere înseamnă să focalizezi, înseamnă să spui. Spunea Apostolul Iacov, nu aveți pentru că nu cereți. Nu pentru că Dumnezeu n-are și nu vrea să vă dea, ci pentru că nu cereți. Nu uitați, trăim pe un teritoriu ocupat, în care cineva știe că Tatăl nostru, pe lângă faptul că e sfânt și iubitor, e și drept. Și Dumnezeu nu se poate tăgădui singur. Și unul dintre problemele pe care le ridică de foarte multe ori diavolul este dacă n-au șerut, de ce le-ai dat? Eu i-am atacat, eu i-am forțat, eu i-am dus la colț. De ce tu ai venit și ei salvat? Ori Domnul Iisus Hristos și Evanghelia vine și spune Dumnezeu are toată puterea, toată gloria, toată slava, toată mărirea, dar nu aveți, nu pentru că nu vreau să vă dau, sau pentru că nu e la dispoziția voastră. Lipsește un singur lucru. Discutați de politică, discutați de sport, discutați de bani, discutați politică bisericească, discutați ce vreți, dar nu cereți. Și pentru că nu cereți, nu aveți. Stimații mei, de aceea rugăciunea e importantă. De aceea femeia aceasta văduvă a obținut ce a vrut, pentru că s-a focalizat pe un singur lucru și l-a verbalizat, l-a spus. Judecătorul nu trecea prin fața judecătoriei și telepatic transmitea, cred că o să mi se facă dreptate. Nu, se ducea și spunea, când îmi faci dreptate? Când îmi faci dreptate? Ori toate vorbele astea repetate, judecătorul spune, asta mă bate la cap, efectiv. Ea spune în continuu lucrurile astea și va continua să spună tot la fel. Ori a te ruga presupune tocmai lucrul acesta. Nu uitați, stimații mei, din punct de vedere teologic, după unii teologi, există conceptul ăsta, noi fără Dumnezeu nu putem, El fără noi nu vrea. Încă o dată vă repet, noi fără Dumnezeu nu putem, suntem slabi. Dumnezeu e tot puternic, dar nu vrea fără noi. De aceea rugăciunea capătă niște conotații extraordinare, și anume, Dumnezeu, imaginați-vă că este ca o locomotivă puternică, care poate duce vagoane de cereale, de pâine, de aur, de ce vreți dumneavoastră. E locomotiva aia puternică. Dar locomotiva aia, ca să ajungă până în fața adunării noastre, trebuie doar niște simple șine. Că altfel stă și puful în gară. Are toată puterea, are în vagoane tot ce îmi trebuiește nouă, dar puful e în gară pentru că nu are șine. Nu poți pui locomotiva să meargă pe drum. Îi trebuie șine. Șinele sunt rugăciunile noastre. Pui șine spre copilul tău. Pui șine spre lucrarea din biserică. Pui șine și Dumnezeu care e tot puternic, pe șinele trasate de tine, ajunge în locul acela și descarcă binecuvântările sale. Slăvit să fie Domnul! Când mă mai vine descoperire, unește-te în poș în rugăciune cu cineva. De fapt, Dumnezeu îți spune, pune șine, băi. Pune șine. Eu sunt gata să mă ocup de tine, dar pune șine. Ori noi venim și spunem, da, am pus șine, am pus o șină, da, una, nu, să vii locomotiva acum. Frații mei, încă o dată vă spun, de aceea e important pentru noi să ne rugăm, să punem șină lângă șină, să insistăm ca puterea lui Dumnezeu să vină în viața noastră, Doamne ajută! Și când ai terminat de pus, nu trebuie să le înviți tu, vine Dumnezeu, că șinile spuse. Când tu ai terminat, Dumnezeu a venit. Dar dacă n-ai terminat, trebuie să pui în continuare. De aceea Scriptura insistă pe aspectul acesta. Și noi ar trebui să fim foarte atenți la lucrul acesta care, din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu, este foarte, foarte important.
Ceea ce e mai deosebit pentru vremele noastre de astăzi este că rugăciunea pe care o avem ne dă putere asupra domeniului demonic. Spunea Domnul Iisus Hristos, acest soi de draci nu iese afară decât cu post și rugăciune. Ți se dă o autoritate într-un domeniu care din momentul actual, dacă sunteți atenți, are din ce în ce mai mare relevanță și totodată intră în diverse domenii, mai ales la nivelul adolescenților, a tinerilor, a lumii care trăiesc într-un ocult continuu, care își dezvoltă relațiile în satanism. Într-o asemenea lume, singurul mod de a face față este să ai autoritate asupra lumii nevăzute. Și singurul lucru care îți dă autoritate, spunea Domnul Iisus, este postul și rugăciunea. Pentru că rugăciunea pun șinile alea și spre domeniul ăsta. Și autoritatea ta în domeniul ăsta nu e autoritate când ai tu experiență de, ca să scoți demonii, ai tu experiență ca să știi să scoți pe oameni din depresii sau din stări cronice de descurajare. Nu ai tu autoritate. Dar poți să faci un singur lucru. Când există rugăciune, când există post, tu ești în fața unei situații necunoscute, invoci numele Domnului, legi orice putere e acolo, nu te interesează pe tine ce demon, ce legiuni, ce cutare, îi legi puterea numelui Domnului Iisus și îi spui să plece de acolo. Și el e nevoit să plece, nu că tu ești acolo strașat, ești sine și acolo e venită locomotiva, adică numele lui Iisus Hristos care are toată puterea, în fața căruia Duhurile cad în leșin, slăvit să fie Domnul. De-aia observi anumite lucruri care se întâmplă și rămâi și tu uimit după ce ai poruncit. De ce? Pentru că tu ai dus lucrurile acolo. Ele s-au făcut pentru că e prezent numele Domnului Iisus Hristos. De aceea noi trebuie să le avem. Pentru mulți frați și surori, aspectul acesta este un aspect așa mai ciudat. Măi, cum se întâmplă lucrul ăsta? Că dacă mă cheamă pe mine undeva, unde spune, frate, nu știu ce să fac. Există un frate, îmi povesteau despre adolescenți care s-au uitat pe site-uri oculte, care la un moment dat stăteau cu ochii dați pe șticap, cu mâinile încleștate, efectiv, și nu putea să-i scoată nici părinții, nici nimeni din situațiile astea. Bineînțeles că acum, după ce vezi o treabă de asta și se izbește cu capul de păreți acolo și nici nu se uită că e păreți de beton. Nici nu se uită. Când te uiți, băi, m-aș duce să postesc undeva, să mă rog, să văd ce pot face. Postul și rugăciunea trebuie să fie până atunci. Că ăla nu te așteaptă pe tine să te duci tu acum să iei zile sfinte. Te duci tu acum să pui șine. Șinele trebuie făcute. De aceea rugăciunea în avans este binevenită. De aia postul în avans, adică să pui la bord, e binevenit, dedicația asta. Când într-o zi te întâlnești cu demonicul și demonicul este tupeist, nu se uită, spunea Domnul Iisus unei persoane, când îi dic în copilul ăsta e aruncat în foc, în apă așa, și diavolul își bate joc de el? De când? Din copilărie. Cum da, diavolul nu are respect de copil, că nu știe ce cu el, nu știe ce-i bine, ce-i rău, nu, nu are niciun respect. Dacă o prins, o breș, o intrat. Nu contează cum. A intrat acolo și l-a aruncat în foc, în apă, îl chinui în continuu. Și toată îl chinui toată viața. Bun, când ajungi într-o asemenea situație și demonii cu în fața ta, n-ai timp, mă duc repede să mai postesc o lecuță, să mă mai rog. Nu, nu, trebuie să-l ai deja. Și când ai ajuns acolo și ai pus liniile, baza nu e în tine și experiența ai tu. Baza nu e în tine că tu poruncești cu o voce gravă. Nu! Baza este că chem numele Domnului, șinile-s făcute, postul-i făcut, chem numele Domnului, numele Domnului lege orice putere a celui rău. Nu contează cum o cheamă și nu contează cine îi, poți fi un arhanghel a celui rău, nu contează, îi legi puterea și îi poruncesc să plece. Și el e obligat să plece, pentru că pe șinile pe care le-ai trasat tu, e venită locomotiva, adică Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și așa se văd minunile. Așa se văd, simplu. Că rămâi și tu uimit de ce face Dumnezeu. Dar nu pe baza faptului, poți să vii după aceea și spui, băi, frate, care s-a făcut, domnule, am postit, m-am rugat, am făcut lucruri mărețe, frate mei. Sunt lucruri simple pe care trebuie să le facem noi, ca Domnul să vină să-și proslăvească numele. Doamne ajută! Primul lucru, este o necesitate rugăciunea. A doilea lucru, nu ți se dă dacă nu ceri. Al treilea lucru, trebuie să ceri insistent, să te rogi necurmat, spune Sfânta Scriptură aici, adică repetitiv. Să faci rugăciunea respectivă. Și rugăciunea aceea trebuie să continui să o faci. Aș vrea să vă spun că dau exemplul ăsta câteodată.
Uitați-vă, aveți becurile astea aici. S-ar putea să ardă într-o zi. Ca să poți schimba becul ăsta, trebuie să aduci o scară de aia în două părți, așa? Și să presupunem că există vreo 10 trepte. De pe a 10-a treaptă, poți să te ridici sus să schimbi becul ăla care s-o ars cu unul care funcționează, ca să avem lumină și în partea asta. Acum, cea mai faină treaptă e aia a 10-a, de pe care poți schimba becul. Acolo e visul oricărui electrician să ajungă. Dar ca să ajungi pe a 10-a, pe care trebuie să calci prima dată? Pe prima. Bun, prima e foarte importantă, dar ca să ajungi pe a treia, trebuie să calci pe a doua, pe a treia și abia după aceea ajungi a zecea. Când ai ajuns a zecea și ai schimbat, care e cea mai importantă totuși treaptă? Vă gândiți la aspectul ăsta? Că de foarte multe ori spunem, Dumnezeu, printr-o lucrare s-a făcut o minune, o vindecare, bă, ce rugăciune beton a fost aceea, prin care s-a făcut. Frații mei, fiți foarte atenți. Și simplă urcare pe prima treaptă. Nu e o mare, simț un fior grozav, o stare extraordinară, eu îmi plac prima treaptă. Nu, pe a doua, măriți-vă, nu se zice nimic. Îi simți o normalitate a unor lucruri pe care trebuie să le faci. Asta este rugăciunea. E simplu, frații mei. E foarte simplu. Toate rugăciunile noastre contează. De aceea o să găsiți în Biblie despre Corneliu, când la un moment dat ne spune Sfânta Scriptură că în Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 2, să citim pasajul ăsta frumos, capitolul 10 cu versetul 2 spune așa: omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Ceea ce presupune rugăciunea plural. Când vine îngerul și îi spune, spune Sfânta Scriptură în versetul 4 în felul următor: Corneliu s-a uitat țintă la el și s-a înfricoșat. Și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a spus: rugăciunile și milostenile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. M-aș fi așteptat ca îngerul să-i spună: Cornele, tu cam te rogi așa de foarte multă vreme de antrenament. Dar ultima ta rugăciune a fost superbă. Dumnezeu, efectiv, din pricina la ultima ta rugăciune, aia cu aleluia, aia cu mărit să fie Domnul, m-a trimis să-ți dau răspunsul. Nu. Rugăciunile pe care tu le-ai făcut de-a lungul timpului au ajuns punctul final. Și Dumnezeu a spus: du-te din cauza faptului că s-a ridicat la nivelul ăsta pe fiecare treaptă, care reprezintă o rugăciune, du-te și dă-i un răspuns. Știți că Dumnezeu are răspunsul și pentru noi? Dar așteaptă un cumul. Așteaptă un anumit nivel. Dar noi ne plictisim foarte repede. Iară, pentru aceiași oameni, pentru fraților, ne rugăm pentru oameni aceștia care sunt bolnavi. Păi dacă există un anumit cumul, un anumit număr, noi nu știm, dar Dumnezeu știe. Și ceea ce e și mai frumos este că Dumnezeu se gândește, băi, tu trăiești pe pământ 80 de ani, după 80 de ani leși mașină bună, leși casă bună, leși o grămadă de diplome, leși o grămadă de lucruri, toate astea își pierd toată valabilitatea. Și vii în împărăția mea și aici. În afară de trei fapte care le-ai făcut și așa pe neveghere câteodată. În afară de asta, ce ai tu aici, măi? Eu am grijă să te îmbogățesc. Și cum anume? Spune Sfânta Scriptură: iar tu când te rogi, intră în noidăița ta, închide ușa înăuntru și roagă-te tatălui tău. Nu contează subiectul. Că-i copilul tău, că-i nevasta ta, că-i păstorul bisericii, că-i mama ta, nu contează subiectul. Roagă-te tatălui tău nascuns, iar tatăl tău, pentru că te-ai rugat pentru neamurile tale și pentru așa, îți va răspăti. Slăvit să fie Domnul! Are grijă Dumnezeu să ne îmbogățească. Și spune, uite, aveți o listă de bolnavi, rugați-vă, iară, băi, nu vrei să fii răspătit? Nu vrei să fii îmbogățit? Uite, îți pregătesc mijloace să le ai toate acolo. Corneliu spune în Scriptură: rugăciunile tale. Ori despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că a înălțat rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi către Dumnezeu, către Cel ce putea să-L izbăvească. Rugăciuni sunt la plural, stimații mei. De aceea e important să insistăm.
De aceea biserica primară și-a dat seama cât e de importantă și unul dintre cei patru piloni pe care i-au avut pe lângă învățătura apostolului, pe lângă frângerea pâinii, pe lângă legătura frățească, erau, stăruiau în rugăciuni. Știau cât e de important să insiști în rugăciune înaintea Domnului. Ori noi ar trebui să reînvățăm lucrul acesta. Să știm că ajunge să rezolvi o anumită problemă, trebuie să ajungi la un anumit nivel. Ori nivelul acela nu-l știm noi. De pe scara cu 10 trepte schimbăm becul ăla. Dar dacă pentru un bolnav trebuie mai multe rugăciuni, de aceea există termenul ăsta foarte elegant și frumos pentru credincios, care spune, împrumută-mă cu niște rugăciuni pentru soția mea. Când ai să ai nevoie, ți le dau înapoi. Există termenul ăsta frumos și anume, domnule, împrumută-mă cu niște rugăciuni, adică roagă-te pentru mine și casa mea, că soția mea e bolnavă. Când ajungi tu cu copilul tău, eu îți dau împrumut înapoi, măi. Când ne ajutăm unii pe ceilalți, că la asta suntem în lumea aceasta. Ori, frații mei, nu numai că trebuie să ne rugăm, nu numai că trebuie să cerem și să verbalizăm cererile noastre ca Dumnezeu să ne dea, trebuie, stimații mei, să insistăm în rugăciune, să stăruim în rugăciune, să ne rugăm necurmat. Ori forța rugăciunii nu stă numai că e făcută, ci stă în faptul că judecătorul și-o da seama că femeia asta va continua tot așa. Eu spus și ieri și alaltă ieri și mâine și poi mâine, sigur e aici, e abonată deja. Ori starea asta i-a produs judecătorului faptul că se fac dreptate, domnule, să-i răspund cumva la femeia asta, cu toate că nu există nicio autoritate. Pentru că ea va continua să ceară lucrul respectiv până îl va avea. Și aici apare ultimul termen al rugăciunii care e foarte important, și anume să nu te lași până nu vezi răspuns. Să nu te lași până nu vezi răspuns. Aș vrea să vă spun că Sfânta Scriptură spune aici cum nu va răspunde Domnul aleșilor lui care strigă în fiecare duminică. În fiecare duminică ei vin și strigă. Dacă mai au vreo seară special peste săptămână, vin și atunci, dar nu, strigă zi și noapte. Câți dintre noi ne încadrăm la aspectul ăsta așa? Să avem rugăciuni insistente, să trăim efectiv cum ne-a programat Domnul. Că vedeți, onoarea Domnului este că atunci când vine Duhul Sfânt peste trupul nostru, indiferent de când îi place cum arată urechile sau nasul și că câteodată ne destestăm pe noi înșine, Dumnezeu ne onorează și din trupul nostru nu face un hotel unde Duhul Sfânt se duce pe unde are treabă, vine numai și doarme în noi. Sau face o casă de vacanță. Nu, ci face ceea ce e mai înălțător. Când se vorbea pe timpul apostolilor și în lumea antică, când se crea o cetate sau se construia o cetate, primul lucru care se avea în vedere nu erau zidurile. Primul lucru care se avea în vedere, pe cel mai înalt loc se făcea templu. După aceea se făceau celelalte construcții și apoi zidurile înconjurau construcțiile deja acolo. Dar templu era pe primul loc. Dacă vă duceți în arheologie la momentul actual, veți găsi în toate cetățile în centru, este templu. Este templul unde oamenii se închinau acolo. Când Duhul Sfânt vine în noi, stimați frați și surori, adolescenți și tineri, face din trupul nostru templu al Duhului Sfânt, un templu umblător prin lumea asta, unde Duhul Sfânt împreună cu Duhul nostru dorește să facă slujbe. Și slujba cea mai frumoasă este rugăciunea. Momentul în care Duhul nostru împreună cu Duhul Sfânt se roagă înaintea lui Dumnezeu. Ori suntem temple umblătoare prin lumea aceasta și suntem chemați să facem slujbă, să ne îndeplinim menirea. Și o menire extraordinar de frumoasă și deosebită. De aceea trebuie să avem grijă la aspectul acesta, frații mei. De aceea trebuie să ne rugăm zi și noapte. De aceea, în mod constant, când v-am mai spus și altă dată, când unui credincios îi vine în minte un gând despre un frate sau despre o situație, nu-i vine că, da, bine, că am auzit și eu. Ai auzit, n-auzi la voia întâmplării despre cineva. N-auzi. Restul aud la știri, la cutare. Tu când auzi, n-auzi la voia întâmplării. Cineva îți aduce informația aceea, poate la mișto, poate e batjocoritor. Dar ea este convertită, pentru că tu ești templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt nu-ți dă voie să gândești la fel cum gândea celălalt. Și dintr-o dată, de exemplu, spune cineva, băi, am auzit o nevastă cu tăruia, nu-l respectă pe, nu știu ce, frate din biserică la noi și face câteodată așa. Bine, cineva a spus constatarea asta. Odată ce a ajuns la tine, tu care ești templul al Duhului Sfânt, vii și spui, Doamne, te rog, ajută-o pe soția asta, dacă e adevărat, să-și respecte soțul și să fie o lumină în familia ei. Doamne ajută!
reușești mult mai mult decât dacă continui judecata privitor la femeia respectivă. Reușești mult mai mult dacă continui condamnarea femeii respective. Oricum cât o condamn tu, ia habar n-are. Însă dacă vei face o rugăciune, vei pune șine spre casa ei, Dumnezeu care poate schimba temperamentul, care poate schimba gesturile ei, vine în casa ei și cum tu nu te poți ocupa niciodată pentru că ai pus șine, se ocupă de ea. Dar tu ai făcut șine cu ajutorul Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Ești chemat să faci asta. Și ești chemat în mod constant să mergi până la capăt. Ori diavolul știe că noi de foarte multe ori cedăm. Avem un moment așa de energie, de putere, mai ales când ne ajută Duhul Sfânt, mai strigăm câte un aleluia, așa, așa. Dar după aceea, odată și treci timpul, așa, mai răruți, mai cutare, mai, a fost o trezire, a fost o cutare, nu mai mergem până la capăt. Ori aș vrea să vă spun, femeia aceasta i-a transmis judecătorului că ea, dacă el îi face sau nu dreptate, ea de acum e abonată la judecătorie în fiecare zi. Cu aceeași povestire, cu același mesaj, concentrat pe situația ei. Și judecătorul și-o da seama că asta nu se joacă. Și-o da seama că asta așa face. De aceea apare dreptatea făcută imediat. De aceea, pentru că și-o da seama că asta merge până la capăt și nu se lasă. Ori, stimații mei, e foarte important pentru noi lucrul acesta. Ne spune Sfânta Scriptură despre Petru, că era închis în temniță. Și dacă la Iacov, care i-a tăiat capul rapid cu sabia, nu a avut timp biserica să aibă vreo reacție, de data asta când Petru este închis, biserica se unește în rugăciune. Și spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 12, cu versetul 5, în felul următor. Deci Petru era în temniță, păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Frații mei, știți câteodată În lumea celor care lucrează, de exemplu, sau sunt preajma bolnavilor, se spune că nu-i foarte interesant sau nu-i prea bine ca să întrebe amănunte. Pentru că noi suntem oameni. Și când cineva e în fața noastră spune, frate, am nevoie de o rugăciune, să o faceți, poate și cu ungere, cu un de lemn, dacă sunteți ordinat, să faceți o rugăciune pentru că sunt bolnav, am anumite stări de boală. Și nu ne explică. Toți oamenii se roagă cu credință pentru persoana respectivă. Doamne, îndură-te, tu cu tare, nu știu ce. Mai departe, te rogi cu credință. Bine, dacă omul ăla vine și spune, oameni buni, eu acum vin la spital, am cancer în fază terminală, am ganglioni limfatici peste tot, sunt așa, sunt cu tare, doctorul mi-a mai dat încă 2 săptămâni de trăit, nici și eu sunt, că nu mă sunt prea bine, hai, fășeați-mi ungerea, poate că Dumnezeu mă vindecă. Știi că dintr-o dată stai cu sticluța în mână, spui, mai facem sau nu mai facem? Pentru că informațiile alea pe care ți le-au dat, nu că îi schimbă puterea lui Dumnezeu, dar să fac ca credința ta să nu mai fie ceea care trebuie. De nu e interesant să apli toate amănuntele, să știi tu toate amănuntele. Pentru că amănuntele alea s-ar putea să aibă efect asupra credinței tale sau a șinelor pe care le pui tu. De aceea, în poporul Domnului, e foarte important pentru noi să avem... Uitați-vă aici, Petru era închis în temniță, să știa ce urmează mai departe, că Irod i-a tăiat capul lui Iacov cu sabia, Petru era prezentat pentru a doua zi să-i se întâmple același lucru. Însă biserica nu înceta să se roage pentru Petru. Nu înceta să se roage. Bine, ei trasau șine, puneau șine. Și au zis, în noaptea asta punem șine până în celula lui Petru. Nu înceta. Și într-adevăr șinele au ajuns până în celula lui Petru. A venit un înger, l-a sculat pe Petru că dormea bușnean. I-a spus, îmbracă-te, încinci-te, înscalță-te, că-ți deschide ușile și te duci la frați care nu înșetează și toarne șinii. Să le spui, nu mai pui șinii, gata, am ajuns la tine în temniță. Când au ajuns la ușă, frații speriați. Eu aveau fabrica de șinii tocmai făcută să mai producă foarte multe șinii pe direcția respectivă. Spune Scriptura că au rămas surprinși. Măi, dar cum de voi care vă rugați pentru el rămâne surprinși când vedeți împlinirea rugăciunii voastre? Cum de? Frații mei, de-aia e important să stai în rugăciune. Chiar dacă în anumite aspecte, la un moment dat, îi depășesc evenimentele, dar e important să fii om al rugăciunii. Doamne ajută! Amintiți-vă dumneavoastră că a fost un moment în viața poporului evreu când Dumnezeu i-a pedepsit cu 3 ani de foamete, de secete, mai bine zis. Și după cuvântul lui Ilie Tishbitu.
Și acum se pregătea Dumnezeu să le dea din nou ploaie. Și Ilie știe și spune lui Ahab să înhame că îl prinde ploaia pe drum. Și Ilie se urcă pe munte să se roage. Acum, normal, Ilie trebuia să stea liniștit, băi, dacă a zis Dumnezeu că plouă. Plouă. Dumnezeu e tot puternic. Locomotiva. Însă el se urcă pe munte și începe a pune șine. Și nu că punea, el s-a pus pe munte, se ruga, și după ce terminau, pus o tură de șine, îl trimitea pe ăsta să urce pe vârful muntelui. Nu știm cât era pe vârful muntelui, dar în fine, ăsta avea de făcut drumul ăla, așa. Și tot venea și îi spunea, nu se vede nimic. Îi spunea să uite în zare, dacă vede ceva, vreun nor. Nu se vede nimic, nu se vede nimic. La a șaptea rugăciune, îi spune ăla să vede un nor cât o palmă. Și în momentul ăla, Ilie Tijbitul știe că Dumnezeu toarnă ploaie pe pământ. Stimați mei, nu v-ați gândit vreodată, dacă la a șaptea rugăciune nu se vedea norul ăla, știți că găseați o altă cifră în Biblie? Că Ilie nu se lăsa. Păi și eu vorbit Dumnezeu, măi. Dumnezeu i-a spus că vine ploaie. Dumnezeu i-a spus de lucrul ăsta și la cuvântul lui va veni. Și el a rostit cuvântul respectiv. Nu, nu. El și-a dat seama că noi fără Dumnezeu nu putem, Dumnezeu fără noi nu vrea. Câte surori n-au din partea Domnului anumite descoperiri? Iată, mă voi atinge de partenerul tău care nu-i credincios, îl voi aduce la mântuire, dar continuă să te rogi. Continuă să trăiești în smerenie și în sfințenie înaintea mea. Continuă lucrul ăsta. Îl aduce Domnul la mântuire, frate. Tătă zoa, pe oațea, pe cutare, stăm de vorbă, vorbim de ori și ce, de unul și de altul. Băi, dar bun, Dumnezeu a zis că vine cu locomotiva, dar tu ai șinile le-ai pus? Șinile le-ai pus? Rugăciunile le-ai făcut? Smerenie ai trăit-o? Sfințenie ai trăit-o? Noi ținem minte numai că Dumnezeu va veni. Dar uităm că Dumnezeu lucrează în colaborare cu noi. Uităm că noi fără Dumnezeu nu putem să întoarcem pe nimeni la pocăință și uităm că Dumnezeu fără noi, fără implicarea noastră, nu vrea. De aceea foarte mult... Nu, a fost proroc mișinul aseară. Nu, uite soțul meu nici acum noi. Tătă ziua mă șert cu dânsul, tătă ziua îi spun să pocăiască, dar numai nu vrea să pocăiască. Nu, a fost proroc mișinul aseară. Stimați mei, v-am dat un caz ipotetic. Dar foarte multe cazuri sunt de genul acesta. Că nu pricepem cum funcționează rugăciunea și că Dumnezeu lucrează împreună cu noi, avem decepții pe latura aceasta și foarte mulți oameni nu se mai roagă, pentru că nu am văzut nici eu. Ori s-a rugat difuz așa, s-a rugat pentru toate cele și nici nu mai știe ce a împlinit Dumnezeu și ce nu, n-au o focalizare foarte clară și iar ceilalți, de foarte multe ori, nu pun șinile care trebuie. Nu sunt concentrați pentru a aduce pe Dumnezeu în casa lor, în problema lor, în necazul lor sau în binecuvântarea lor. Ei sunt concentrați numai că Dumnezeu e mare, i-a spus lui ceva și cam atât. Foarte mulți credincioși, la momentul actual, se ocupă cu foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Cunosc politica lumii acesteia, cunosc ce se întâmplă la nivel local, la nivel mondial, sunt la curent cu știrile, sunt la curent cu o grămadă de lucruri, dar nu sunt la curent cu rugăciunea. Și aș vrea să vă spun, dacă are nevoie biserica de ceva acum, la momentul actual, este rugăciune. Știu că am participat la o slujbă nu de mult și un frate îmi povestea despre un om al lui Dumnezeu din Anglia, care toată viața lui a fost un om al minunilor și un om al rugăciunii. Când a intrat un tânăr la el în casă, că auzi că e un om al rugăciunii și Dumnezeu lucrează prin el, o dat și numele, știu că. Avea sub braț un ziar din timpul ăla. Și bătrânul i-a spus, nu, tu nu-mi intra cu minciunile alea. Nu intră aici cu minciunile alea. Eu, de când eu nu citesc ziare, nu mă interesează, ieși afară, astăzi minciuni. Aruncă-l. O aruncat la ziarul afară, a intrat înăuntru. A intrat înăuntru, a citit Scriptura, s-a rugat, a citit Scriptura, s-a rugat, a citit Scriptura, s-a rugat. A spus, nu, eu mă așteptam la un secret ceva. Nu, nu, o ști Scriptura, s-a rugat, o ști Scriptura, s-a rugat. Oriunde ajungea omul ăsta, locomotiva era acolo, că șinile erau făcute, citea Scriptura și se ruga. Și Dumnezeu lucra într-un mod în care îi uimea pe toți. Bă, cum de pentru moșulică ăsta lucrează Dumnezeu așa? Pentru că omul ăsta nu-și pierdea vremea cu altceva.
Citea Scriptura și se ruga. Citea Scriptura și se ruga. Spunea asta tânărul, băi, m-am săturat și eu. M-am dus acasă în seara aia. A zis, poate a doua zi îmi prezintă secretul lui, cum face el. A doua zi m-am dus la el, ai venit din nou, da, ia știi ceva din Biblie. Știi ceva din Biblie? Ne-am rugat. Am știut ceva din Biblie. Am fost vreo 3 zile după ce eu mă duceam de plăcere la el. Citeam Scriptura și ne rugam. Și dintr-o dată încep să ai putere. Slăvit să fie Domnul. Când Biblia vine și spune că așa se rezolvă problema și leagă finalul, dar când va veni Fiul omului va găsi credință, bă, dar pentecostalii toți suntem pe aici, baptiștii toți suntem pe aici, adventiștii, suntem în zonă cu zile sfinte și așa mai departe, toți suntem aici, nu, nu. Credință are cel care a învățat să se roage, să ne ajute Dumnezeu. Amin.